Filmul documental pe care l-ați urmărit în emisiunea trecută s-a dorit a fi o avanpremieră pentru următorul ciclu de seriale. Deocamdată suntem în sezonul Noi suntem profeția și încercăm să răspundem pe cât putem câtorva întrebări. Suntem oare la sfârșitul lumii? Ne aflăm noi în momentul în care Hristos s-a reîncarnat și a plecat deja? Se pare că aparițiile de oameni considerați a fi Dumnezeu încarnat s-au înmulțit în ultimul secol. Sincer sau fraudulos, autentic sau contrafăcut, fiecare eveniment ce anunță apariția unui om, de obicei bărbat, despre care se spune că este Dumnezeu sau că l-a realizat pe Dumnezeu, este o nouă ramură pe un copac foarte vechi, care reprezintă conștiința umană. Civilizația este ramura de care aminteam și ea se constituie pe baza unor seturi de cunoștințe și coduri de conduită ce par cel mai adesea a proveni de la un singur om, ce s-a dezvăluit a fi profetul lui Dumnezeu, dacă nu chiar Dumnezeu în carne și oase. Astfel că noi și noi cunoașteri și interpretări sunt adăugate în numele acelui om Dumnezeu. Este posibil ca Simeon Toco, un predicator creștin angolez, să fi fost un Hristos reîntors? Diferiți preoți creștini ce au analizat această interpretare nu au desconsiderat logica ei. Extrem de puțini occidentali sunt conștienți de spectaculoasa activitate religioasă care s-a deslănțuit în secolul trecut, cu o exuberanță incalculabilă în inimile a milioane de africani. Bărbați și femei au avut viziune după viziune, semn după semn și au asistat la miracol după miracol. Chiar și acum se cunosc puține lucruri. Cu toții sunt curioși și dornici să știe mai multe. Este foarte posibil să fim martori ai unei noi civilizații, făurită în jurul unui nou Hristos care, exact ca și în situația ce a declanșat în urmă cu aproximativ 20 de secole civilizația noastră, rămâne un timp relativ necunoscută pe plan mondial pentru ca să inspire milioane de oameni în secolele ce vor veni. Personajul principal al serialului este un om numit Simeon Toco, care a murit în anul 1984, după cum el însuși prevăzuse și anunțase. Simeon Toco, în timp ce era încă în viață, a apărut în fața oamenilor, atât în corp spiritual, cât și în timpul somnului, și continuă pentru anumiți oameni să facă același lucru și astăzi, la aproape 28 de ani de la moartea sa voită. Există cel puțin un martor care afirmă că el, personal, l-a ucis pe Simeon Toco, într-un mod cât se poate de profesionist ca asasin plătit, și l-a văzut din nou în viață după câteva zile. Alții spun că l-au văzut pe Toco pur și simplu măcelărit, pentru a-l vedea apoi revenind la viață, în fața ochilor lor uimiți. Credeți că acestea sunt bazaconii? Există foarte multe relatări ale martorilor oculari, pe unele le veți afla în cele ce urmează. Tendința generală a știrilor provenite din Africa ne-au prezentat și încă ne prezintă doar imaginea unor rebeliuni puternice și lupte tribale sau pe cea a unei bătălii desfășurate între țările civilizate, bune și cele comuniste, nedemocratice, adică rele pentru sufletele africanilor, considerați încă necivilizați, superstițioși și prea imaturi să fie lăsați de capul lor, cu toate acele diamante și bogății naturale ce mai trebuie extrase. Nu se mai poate pune la îndoială faptul că popoarele africane au fost dezumanizate metodic timp de secole. Niciun popor din istoria umanității nu a fost supus la o asemenea distrugere psihologică și materială,
Dacă africanii pot fi blamați pentru ceva, atunci greșeala lor constă în faptul că au avut încredere în oamenii care au venit să le predice principiile creștine. Deși Papa Ioan Paul al II-lea a emis un comunicat public în care își cerea iertare pentru comportamentul Bisericii Romane în timpul Inchiziției, oricum nu s-a cerut iertare celor aproximativ 100 de milioane de africani care au fost înrobiți, torturați și uciși în cei 400 de ani în care Biserica Romană a asistat cât se poate de oficial la această activitate, beneficiind de ea din punct de vedere material și politic. Există mulți africani care își amintesc de Simon Kimbangu. El este considerat un erou național. El a fost un profet persecutat, a fost torturat și lăsat să putrezească în închisoare, unde a și murit în octombrie 1951, după o perioadă de 30 de ani de detenție. Simon Kimbangu a vindecat bolnavii, a făcut schilozii să meargă, a redat vederea orbilor și auzul surzilor, și chiar a readus la viață un copil care era deja mort de 3 zile. Pe data de 10 septembrie 1921, Kimbangu a ținut un discurs. A anunțat că autoritățile colonialiste îl vor aresta și vor impune o lungă perioadă de tăcere asupra corpului său. În continuare, a anunțat de asemenea că într-o zi, un mare rege cu o putere spirituală, științifică și politică extraordinară va apărea, iar el însuși se va întoarce ca reprezentant al acestuia. Înainte de acest eveniment, o anumită carte va fi scrisă, o carte ce va pregăti populația din Congo pentru acest eveniment. La început, această carte va fi respinsă, iar apoi, încet, va ajunge să fie acceptată. Care să fie această carte? Poate că titlul acestei cărți, în jurul căreia este centrată emisiunea noastră, este chiar The Third Secret of Fatima Revealed and the Return of Christ, cel de-al treilea secret revelat la Fatima și reîntoarcerea lui Hristos. Autor este un preot african, Melo Neitu Iosias. Ea a fost completată cu cercetări ulterioare de un alt african, Rocha Nevani. Despre cea de-a treia profeție secretă revelată la Fatima Luciei dos Santos s-a scris mult și contradictoriu. Unele surse spun că acesta se referă și la venirea lui Hristos pe pământ în zilele noastre. Vă relatam în episodul trecut că atunci când profeția Fecioarei Maria a fost transmisă Papei Ioan al XXIII-lea în februarie 1960, se spune că în momentul în care Papa a auzit-o, a căzut leșinat la pământ. Vă mai spuneam că există îndoiele asupra acestei întâmplări. Un fapt este sigur. A ordonat ca această profeție să fie sigilată într-un safe pentru totdeauna. Atenție, după numai 2 ani de la acel moment, 2 emisari de cel mai înalt nivel au fost trimiși în Angola pentru a se întâlni cu Simeon Toko și a-i înmâna un mesaj personal care conținea o singură întrebare. Cine ești tu? Aceasta se petrecea în anul 1962, la 2 ani după data fatidică în care Vaticanul avea indicația să facă public al treilea secret de la Fatima. Simeon Toko a răspuns: sunt uimit ca o persoană de rang înalt cum este Papa este interesat atât de mult de mine încât să vă facă să călătoriți 8.000 de kilometri doar pentru a mă întâlni. Răspunsul pe care trebuie să-l dați stăpânului vostru se regăsește în Biblie, în Matei 11:26. Folosind un scurt citat biblic, Simeon Toko a dat de înțeles Papei Ioan al XXIII-lea că ceea ce a găsit în nota scrisă de Lucia dos Santos era adevărat. Temându-se de cine era cel care trăia acum printre cei mai disprețuiți oameni de pe pământ, Papa l-a contactat pe dictatorul portughez Antonio de Salazar în data de 18 iulie 1962, iar Simeon Toko a fost arestat și deportat în Portugalia. Dar cine a fost Simeon Toko? Simeon Toko s-a născut pe 24 februarie 1918 într-un sat din nordul Angolei numit Sadibanza Zulu-Mongo, satul Muntelui Ceresc, într-un mediu foarte ostil în acele vremuri, regiunea fiind devastată de calamități și războaie.
Simeon Toco a fost un copil fragil și bolnăvicios. S-a îmbolnăvit de variolă, a fost atât de grav bolnav, încât sătenii au crezut că doar mâna tatălui atotputernic i-a salvat viața. După vindecare, fața sa a rămas desfigurată de neplăcutele cicatrici ale variolei. Comparați cu această profeție. După cum pentru mulți a fost pricină de uimire, fața lui era mai desfigurată decât cea a oricărui om și înfățișarea lui se deosebea mult de cea a fiilor oamenilor. Cu toate că Angola este preponderent catolică, Toco aparținea unei confesiuni protestante. În 1949, Simeon a participat la o conferință internațională a protestanților din Leopoldville, denumit în prezent Kinshasa. În timpul acestui eveniment, tânărul a fost remarcat de cei prezenți datorită luărilor sale de cuvânt. Simeon Toco a cerut în rugăciunile sale publice ca Duhul Sfânt să pogoare în Africa pentru a pune capăt abuzurilor puterilor coloniale. Acesta a fost începutul misiunii sale controversate și incomode pentru autoritățile portugheze. Toco devenise deja un membru activ al Bisericii Baptiste. El a pus bazele unui cor, Atenție, format la început din 12 persoane. Imediat, acest cor a devenit faimos și de la 12 membri a ajuns la câteva sute. De fiecare dată când corul dădea reprezentații, fie că acestea se desfășurau în biserica lor, fie în timp ce vizitau altă biserică, Sfântul Duh se manifesta cu asemenea putere, încât misionarii albi îl suspectau pe tânărul Toco de a fi posedat de puteri specifice magiei negre. Invidioși misionarii i-au cerut să abandoneze practicile întunecate. Lor le-a răspuns astfel: dar dacă noi ne rugăm la același Dumnezeu, cum este posibil că atunci când eu mă rog și se manifestă Sfântul Duh să mă acuzați de vrăjitorie? Face și Sfântul Duh discriminări împotriva africanilor? Curând, misionarii au decis să-l excludă din biserică. Împreună cu el au părăsit biserica toți membrii care cântau cu el în cor și încă mult mai mulți. Pe data de 25 iulie 1949, Simeon și 35 de membri ai corului său s-au întrunit într-o casă, au început să cânte și să înalțe rugăciuni. Exact la miezul nopții, un puternic vânt a zguduit casa și Sfântul Duh a pus stăpânire pe toți participanții, mai puțin unul dintre ei, care parcă a fost lăsat să consemneze în scris dovezile și miracolele ce au avut loc în fața ochilor lor uluiți. Mulți dintre ei vorbeau în limbi străine, vedeau lumini și auzeau voci cerești, comunicau clar cu oameni aflați la kilometri distanță de locul respectiv, se ridicau deasupra pământului și așa mai departe. Emoția produsă de aceste miracole a făcut ca adepții lui Toco să se răspândească prin tot orașul și să predice despre împărăția lui Dumnezeu. Autoritățile au considerat această activitate periculoasă și în următoarele luni au început să-i întemnițeze. Unii au fost decapitați, arși de vii în casele lor, înecați în râuri sau împușcați, fără a fi anchetați. În data de 22 octombrie, Toco și 3.000 dintre tovarășii săi au fost aruncați în două închisori, iar după 3 luni s-a emis un decret prin care urmau să fie deportați în afara țării. Acesta a fost momentul în care Simeon Toco a început să-și reveleze adevărata natură. Le dau belgenilor 10 ani să părăsească această țară, nici mai mult, nici mai puțin, a spus Toco administratorului închisorii. Nimeni nu a înțeles aceste vorbe profetice în acel moment. 10 ani mai târziu, în 1960, belgienii au fost obligați să părăsească bogatele lor colonii din Congo. Pentru a grăbi acest eveniment, Toco și-a dezlănțuit armata. Această istorie incredibilă este cunoscută pe tot cuprinsul Africii Centrale. La acest eveniment au fost de față mii de oameni,
astfel că pe data de 4 ianuarie 1959, de atunci ziua a rămas sărbătoare în Kinshasa, eruvimii și serafimii au apărut și au ținut piept armatei colonialiste belgiene. Cetățenii din Kinshasa, pe atunci Leopoldville, au văzut o armată de aproximativ 1000 de oameni foarte mici, de dimensiunile unor copii sau pitici, cu corpuri foarte musculoase, impunătoare. Fiecare dintre aceste mici creaturi cu aspect uman demonstra o mare forță. De exemplu, un martor a văzut pe unul dintre ei măturând de pe drum un camion de 5 tone cu o singură mână. Soldații belgieni au deschis focul asupra acestor mici îngeri de culoare brună, însă fără niciun efect. Înspăimântată, armata colonialistă a fost surprinsă de dezordine. Micii omuleți au dispărut la fel de brusc precum apăruseră. La un an de la această apariție în masă, Republica Democrată Congo a devenit o țară nouă și independentă. Imediat după ce a fost deportat și a ajuns în Angola, au început adevăratele necazuri pentru Toko. Viața sa va fi un șir nesfârșit de încercări de a-l ucide, cu scopul de a preveni realizarea misiunii sale. Timp de 12 ani a fost deportat în 9 închisori și campusuri agricole. Însă, dimpotrivă, pretutindeni unde erau trimiși, el și adepții săi reușeau să îndoctrineze din ce în ce mai mulți oameni în credința numită de către portughezi tocoism. În final, ultima măsură a fost luată de către autorități. Simeon Toko trebuie ucis. S-a pus un preț pe capul lui și, în perioada când a fost trimis în sclavie pe un câmp agricol din sudul Angolei, doi supraveghetori portughezi, stimulați de recompensă, au pus la cale un plan. Toată această întâmplare a fost povestită sub mărturie de preotul Adelino Kanhandi, care în acea perioadă era bucătar, de alți muncitori și de cei doi supraveghetori. Simeon Toko l-a chemat pe bucătar și i-a spus să stea liniștit și să fie atent, căci fiul omului va fi din nou testat. Ciudate cuvinte! Unul dintre supraveghetori i-a ordonat lui Toko să curețe de buruieni semănătorul tractorului. Supus, prizonierul s-a strecurat sub mașină. În acel moment, supraveghetorul ce stătea pe scaunul șoferului a pornit motorul și a activat lamele rotative ale semănătorului. Corpul lui Simeon a fost tăiat în multe bucăți. Scena a fost văzută și de alți muncitori. Apoi, ceva de necrezut s-a petrecut. De față cu toți martorii, corpul lui Simeon s-a recompus de la sine. Simeon Toko s-a ridicat în picioare. Supraveghetorii au luat-o la fugă, cuprinși de groază, iar Kanhandi nu putea să-și creadă ochilor, ca în filme. Să nu uităm că aceasta a fost de asemenea ziua în care a declarat pentru prima dată cine este, comportându-se intenționat în concordanță cu următoarea scriptură. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața, ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu deasila, ci o dau eu de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Aceasta este porunca care am primit-o de la tatăl meu. Și asta nu e totul. Există multe alte întâmplări, miracole și pilde care acum fac obiectul unor cercetări. Adepții lui Toko au fost uluiți când au aflat că doi emisari de cel mai înalt nivel au fost trimiși de către Papa Ioan al 23-lea în Angola pentru a-l întreba cine este. Așa cum am amintit, el le-a sugerat că răspunsul se află în Biblie, în Matei 11:26.
să ne punem în locul papei de atunci când a citit textul sugerat de Simeon Toco. Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își recapătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Binecuvântat fie acela care pentru care eu nu voi fi prilej de potignire. Aici este un lucru cu adevărat interesant. Ca papă, fostul cardinal Roncalli putea să-și aleagă orice nume, dar a ales pe cel de Ioan. Astfel că scriptura din Matei, pe care Toco i-a trimis să o citească, i se adresa direct pe nume. Temându-se de cel care trăia printre cei mai disprețuiți oameni de pe pământ, papa l-a contactat pe dictatorul portughez Antonio Salazar. În data de 18 iulie 1962, Simeon Toco a fost din nou arestat și deportat în Portugalia, probabil locul în care nașterea lui fusese anunțată încă din 1917 la Fatima, așa cum susțin tocoiștii. Să ne amintim că toate acestea se petreceau în anul 1962, la 2 ani după fatidica dată, în care Vaticanul avea indicația să facă public al 3-lea secret de la Fatima. Un avion al forțelor aeriene portugheze îl aștepta pe Toco. În avion se afla un preot catolic, membri ai poliției secrete a lui Salazar, plus pilotul și copilotul. Pur și simplu, misiunea acestora era de a zbura deasupra Oceanului Atlantic și să-l arunce pe Toco în ocean. Același tratament a fost aplicat și altor adversari politici în acea perioadă, așa că era ceva obișnuit. Se presupune că preotul catolic a fost adus în avion pentru a contracara prin rugăciune puterile magice ale africanului, dar acest proiect avea să eșueze. Cum? În momentul în care agenții au încercat să-l imobilizeze, Simeon Toco s-a ridicat în picioare și a ordonat avionului să se oprească. Avionul s-a oprit în mijlocul aerului. A stat nemișcat, neavansând niciun centimetru, nici înălțându-se, nici prăbușindu-se. Echipajul a fost cuprins de panică. Preotul de-abia mai putea respira. Toți au început să-l implore pe Toco să aibă milă. Acesta și-a ridicat ochii și mâinile spre cer și după o scurtă rugăciune a ordonat avionului să pornească din nou. De îndată avionul a început să se deplaseze. Simeon Toco a relatat el însuși această ispravă. Desigur, totul pare desprins dintr-o ficțiune greu acceptabilă. Totuși, pentru cei care sunt sceptici, trebuie să le amintim că autoritatea științelor noastre nu determină tot ce este posibil pe pământ și în cer. Să ne amintim că Isus a oprit o furtună pe mare pentru un grup de pescari înspăimântați cu aproximativ 2000 de ani în urmă. De asemenea, a mers pe apă și multe alte miracole. S-au publicat numeroase rapoarte cu miracolele realizate de Simeon Toco, însoțite de relatări amănunțite ale martorilor oculari. Vom descrie o altă miraculoasă istorie a unei alte tentative de asasinat realizate asupra aceluiași personaj în timpul șederii forțate la Ponta Delgada în arhipelagul Azore, tentativă comandată tot de dictatorul Salazar. De această dată există mulți martori și numeroase mărturii. Chiar și așa, este de neînțeles și de necrezut ce s-a petrecut. Un medic portughez citise rapoarte privind așa zisa invincibilitatea lui Toco și a invitat câțiva doctori din Europa să realizeze o operație asupra acestuia, sub pretextul eliminării unei tumori din pieptul său. Au realizat o tăietură în partea stângă a pieptului și au extras inima care încă pulsa. Au efectuat diferite teste pe ea și au arătat că nu era nimic extraordinar sau anormal din punct de vedere fizic la inima lui Simeon. Doctorii au concluzionat că acest organ nu era sursa invulnerabilității sale,
dacă se poate spune că oamenii pot trage concluzia asupra unui asemenea fapt. Dar în ciuda ororii și a uluirii acestora, Tocoș a revenit pe masa de operații. Corpul său, lipsit de inimă, se mișca sub puterea voinței sale, a deschis ochii, s-a ridicat și s-a uitat la ei, rana de la pieptul său rămânând larg deschisă. De ce mă persecutați în acest mod?" le-a spus. Dați-mi inima înapoi." Ne vom abține din a mai continua povestea. Un lucru este sigur, Simeon nu a murit în urma acestui experiment. Chiar el a confirmat mai târziu evenimentul, dezvăluind răul făcut de medici de-a lungul anilor. Mii de oameni au văzut cicatricea de pe pieptul lui, afirmând că aproape că puteai vedea inima lui Toco pompând în pieptul său prin cicatrice, o imagine aproape insuportabilă. Simeon s-a reîntors în Angola în 31 august 1974. Un an mai târziu, în 11 noiembrie 1975, Angola și-a recâștigat independența față de Portugalia, după cum prevestise profetul african. Simeon Toco a murit de bătrânețe în noaptea de 31 decembrie 1983 spre 1 ianuarie 1984. Ce dată ciudată! Data a fost anunțată cu zeci de ani înainte, în repetate situații. În acea noapte, o furtună diluviană cu trăsnete și grindină a căzut peste ținutul care nu mai văzuse ploaie de ani de zile. Timp de 3 zile a plouat în continuu, meteorologii erau uluiți. Apariția acestui eveniment a fost atribuită tuturor zvonurilor ce înconjurau moartea acestui profet. Un vechi torționar al lui Toco, comandante Paiva, ofițer angolez, auzind că el a murit, a alergat ca din pușcă la casa defunctului, îmbrâncind lumea adunată și țipând ca descreieratul. Nu, e imposibil! Simeon Toco nu poate să moară! Apoi a făcut o confesiune publică extrem de incriminatoare. Cu 7 ani înainte, primise ordinul de a-l ucide pe Simeon Toco, odată pentru totdeauna. L-a răpit împreună cu alți oameni cărora le-a dat și numele, l-au dus într-o locație secretă, apoi l-au măcelărit metodic, așa cum procedează un măcelar cu cadavrul unui animal, și-au îndesat bucățile de carne într-un sac mare, au legat sacul și l-au ascuns. După 3 zile s-au gândit să arunce sacul în mare, la rechini, însă sacul dispăruse. Au început să se certe asupra locului în care fusese sacul. Brusc, în mijlocul discuției lor, a apărut Simeon Toco în carne și oase, spunând: "Pe cine căutați? Sunt aici." Oamenii au luat-o la fugă urlând: "Eodeus, Eodeus", ceea ce înseamnă: "Este Dumnezeu, este Dumnezeu." Creștinii, musulmanii, astecii, indienii, budiștii, evreii, sufiștii și așa mai departe, și iată acum și tocoiștii, toți, dar absolut toți, au câte un Mesia al lor. Noua epocă a vărsătorului ar trebui să ne facă conștienți de faptul că fiecare ființă umană este un Mesia, atât față de el, cât și față de această epocă. Iată o poveste foarte grăitoare. Se spune că un antropolog le-a propus un joc unor copii dintr-un trib african. A pus un coș plin cu fructe lângă un copac și le-a spus că cel care va ajunge primul va câștiga toate fructele. Când a dat startul pentru alergare, toți copiii s-au luat de mână și au alergat împreună. Apoi s-au așezat să se bucure de premiu. Când i-a întrebat de ce au alergat așa din moment ce unul singur ar fi putut câștiga toate fructele, i-au răspuns: "Ubuntu! Cum ar fi fost ca doar unul dintre noi să fi fost fericit dacă toți ceilalți ar fi fost triști? Vreți să știți ce înseamnă Ubuntu?" Ubuntu este un cuvânt vechi african, însemnând omenie față de ceilalți semeni ai noștri. Se poate traduce prin: eu sunt ceea ce sunt datorită a ceea ce suntem noi toți. În fapt, noi constituim problema și tot noi suntem răspunsul.
Paul Warburg, membru al Consiliului pentru Relații Externe, declara în februarie 1950 în fața Senatului American: vom avea un guvern mondial, fie că vă place, fie că nu. Singura întrebare este dacă el va fi creat prin cucerire sau prin consimțământ. Iar David Rockefeller, președinte de onoare al aceluiași Consiliu, în septembrie 1994: suntem în zorii unei transformări globale. Nu mai avem nevoie decât de o criză majoră adecvată și națiunile vor accepta noua ordine mondială. Proiectul Blue Beam, raza albastră, este ultima teorie conspiraționistă și s-ar părea că este continuarea a două experimente mai vechi, Philadelphia și Montauk. Planul constă în a manipula omenirea cu privire la revenirea lui Isus pe pământ, creând un spectacol mondial cu ajutorul luminilor și a laserelor. În 1994, jurnalistul canadian Serge Monast prezenta un amplu material despre acest proiect al NASA. El ar prezenta o strategie în 4 faze pentru a impune religia noi vârste cu anticristul în capul său. În urma acestei formulări religioase se ascunde un plan științific care pune în aplicare tehnologii spațiale de vârf. Conform acestei teorii conspiraționiste, o religie mondială unică va constitui chiar fondarea noii ordini mondiale, fără de care nu se poate concepe un control mondial. O teocrație trebuie într-adevăr să dispună de o religie și de un salvator unic pentru a impune un cult unic. Proiectul tehnologic Blue Beam ar viza, deci, înșelarea lumii printr-o mistificare high-tech. Monast afirma că cei din spatele acestei mari conspirații au pregătit proiectul în 4 mari pași. Primul pas constă în falsificarea și discreditarea cunoștințelor arheologice și aici este luat ca exemplu descoperirea recentului sarcofag al lui Isus. Vor apărea cutremure în diverse locuri de pe planetă, care vor scoate la iveală diferite obiecte folosite pentru a justifica minciuna. Falsificarea va fi făcută în scopul de a face întreaga omenire să creadă că a înțeles eronat religia de-a lungul timpului. Aceste obiecte misterioase ce apar în urma cutremurelor nu sunt nimic altceva decât niște falsuri, dar care au scopul de a manipula întreaga omenire. Următorul pas va fi gigantul spectacol de lumini. Holograme optice 3D și sunete, proiecții de lasere cu multiple imagini holografice, toate acestea fiind produse cu ajutorul unor sateliți speciali, dar și cu ajutorul unor lasere gigant, doar pentru a păcăli mintea omului. Pasul 3 constă în inducerea telepatiei electronice pe 2 direcții, comunicarea bidirecțională a semnalului și utilizarea frecvențelor joase și foarte joase. Undele ajung la oameni, iar în capul lor mesajul este turnat exact la fel cum ar urmări un film. Când proiectul o să fie activat, un mesia holografic, dar adevărat pentru mintea umană, o să-și facă apariția în fiecare zonă religioasă. Acest mesia va reprezenta religia respectivă, adică Isus pentru creștinism, Mohamed pentru islamism și așa mai departe. Ultima fază a proiectului Blue Beam va consta din manifestări supranaturale. Această fază va comporta 3 amăgiri diferite, ca să le spunem așa. Prima va consta din a face oamenii să creadă că va surveni o invazie extraterestră în fiecare mare oraș din lume. A doua înșelăciune va fi de a-i face pe creștini să creadă că va urma un eveniment minunat sub forma unei intervenții extraterestre benefice, în scopul de a proteja pământenii de un demon nemilos. Scopul acestei manevre va fi de a aduna dintr-o singură lovitură pe toți opozanții ordinei mondiale chiar înainte de începutul spectacolului celest. Al 3-lea punct al celei de-a 4-a fază este folosirea globală a tuturor mijloacelor de comunicare modernă pentru a difuza diverse tipuri de unde vizând destabilizarea psihică a populațiilor.
Aceasta este pe scurt teoria lui Monast. Iată niște paragrafe interesante din comunicările sale. Proiecțiile lui Isus, Mohamed, Buddha, Krishna, etc. se vor uni într-o singură imagine și Salvatorul Universal le va face o mare revelație. Le va spune că diversele scripturi sunt false și că vechile religii sunt responsabile pentru răul de pe planetă. De aceea ele trebuie abolite pentru a lăsa locul unei noi religii care va fi condusă de El, unicul Dumnezeu pe care îl pot vedea cu ochii lor și auzi cu urechile lor. Diverse servicii secrete arată că în ultimii 25 de ani, este vorba de anul 1994, fosta URSS a stocat deja într-un computer extrem de avansat informații despre proprietățile electrice, chimice și biologice ale creierului uman, rezultate în urma studiilor pe milioane de oameni. Aceste date permit manipularea senzațiilor auditive și vizuale. Au fost stocate de asemenea și date despre toate limbile și dialectele vorbite în prezent pe glob, pentru a fi generate mesaje artificiale pe înțelesul oricui. Existența unor astfel de computere este menționată și într-un articol publicat în martie 1983 în ziarul Sunday Morning Arrow. La fel stau lucrurile și în Statele Unite ale Americii și Europa. Încă din anii 70 s-au realizat cercetări asidue privind combinarea undelor electromagnetice și a hipnozei. În 1974, cercetătorul G.F. Shapis scria: cuvintele hipnotizatorului pot fi modulate electromagnetic, astfel încât să acționeze direct asupra creierului sub formă de unde, fără a mai fi nevoie de receptarea și transportarea sunetului și fără ca persoana expusă la astfel de influențe să aibă vreo șansă de a controla fluxul informațional receptat. Cei care cercetează fenomenul de channeling au observat că numărul celor care se consideră canale a crescut exponențial de când se fac astfel de cercetări. Cei care practică așa ceva ar trebui să își utilizeze simțul critic și discernământul, pentru că de cele mai multe ori nu cunosc sursa a ceea ce ei numesc ghidare divină. Existența unor astfel de tehnologii îi va face pe oameni să creadă că îl aud pe propriul lor Dumnezeu vorbindu-le. Astfel de unde generate de computer vor fi transmise prin intermediul sateliților și vor interacționa cu gândirea naturală, făcând să apară ceea ce se numește vorbire artificială. Acest gen de tehnologie există încă din anii 70 și a fost perfecționată prin cercetări ulterioare privind relația dintre creierul uman și computer. În ianuarie 1991, la Universitatea din Arizona, a avut loc conferința intitulată Cercetarea avansată NATO cu privire la fenomene emergente ale sistemelor biomoleculare. Ce înseamnă asta mai exact? Într-una din lucrările prezentate la această conferință erau prezentate echipamente care puteau face un orb să vadă sau un surd să audă. Echipamente care puteau calma orice durere fără a interveni cu medicamente și a căror utilizare ar fi permis oricărei ființe umane să-și mențină și la vârste înaintate aceleași funcții de la tinerețe. Autorul lucrării în cauză trăgea un semnal de alarmă asupra pericolului ca astfel de cercetări să fie deturnate de la scopul lor inițial și să fie folosite împotriva oamenilor. El afirma că astfel de echipamente sunt operaționale în cadrul CIA și FBI, nu pentru a vindeca oameni, ci pentru a tortura și omorâ pe cei care se opun sistemului sau pentru a crea ceea ce în mod obișnuit se numește candidat manciurian. În numărul din decembrie 1980 al US Army Journal, într-un articol semnat de locotenentul colonel John B. Alexander sub titlul The New Mental Battlefield, Beam Me Up, Spock, noul câmp de luptă mental, radiază-mă, Spock, acesta scrie: voi da mai multe exemple care să ilustreze progresele făcute în acest domeniu. Avem acum abilitatea de a vindeca sau de a cauza o boală de la distanță, inducând boala sau moartea fără cauze aparente.
A fost raportată și posibilitatea de modificare telepatică a comportamentului, care include abilitatea de a induce stări hipnotice de la o distanță de peste 1000 de kilometri. Utilizarea hipnozei telepatice este o zonă care merită a fi exploatată. Ea va permite ca agenții noștri să fie implantați subconștient cu programul pe care trebuie să-l execute, astfel încât nu va mai fi nevoie să utilizăm telefonul. Dacă vor fi perfecționate, aceste tehnici vor permite transferul direct al gândurilor de la o minte sau grup de minți la o audiență țintă. Receptorul nu va fi conștient că i-au fost implantate gânduri, va crede că sunt gândurile lui. Este posibil să introducem gânduri artificiale într-un computer și apoi să le transmitem prin intermediul unui satelit. Astfel vom putea controla întreaga planetă. Limitele acestui sistem sunt doar cei care își vor pune permanent întrebări cu privire la motivația care stă în spatele gândurilor lor și nu le vor da curs automat. Este evident că televiziunea, filmele, publicitatea și diferite forme de presiune socială au grijă să elimine pe cât posibil această categorie de oameni. Informațiile privind acest gen de tehnologii vor fi considerate ridicole, tocmai pentru că ele nu se vor conforma cu viziunea asupra realității pe care chiar noi o inducem. Doar mai există și în zilele noastre oameni care cred că pământul este plat. Un nou material video al CNN a fost lansat și admite în mod deschis că o invazie extraterestră ar putea fi falsă. Suntem în curs de pregătire pentru un alt steag fals al proiectului Blue Beam. Dr. Michio Kaku, fizician renumit, discută în mass media despre probabilitatea simulării unei invazii extraterestre. Proiectul Blue Beam este un subiect foarte controversat și se referă la faptul că guvernul va efectua o falsă invazie a extraterestrilor pentru a împinge în ordinea de zi a creației lor mult doritul guvern mondial. Oamenii care urmăresc acest episod ar putea râde la simpla sugestia unui astfel de lucru, dar cei care l-au promovat îl iau în serios. Să nu uităm ce a spus un ex-nazist și ex-șef al NASA. Ultima carte pe care o vom juca va fi o falsă invazie extraterestră. Laureatul premiului Nobel, economistul Paul Krugman, spune că o invazie extraterestră ar putea salva economia mondială în 18 luni, chiar dacă după aceea ei ar trebui să declare că de fapt nu a existat nicio amenințare. Acesta vorbește exact la o zi după discursul lui Michio Kaku. De curând au început să apară în diverse locuri de pe mapa mond diverse fenomene misterioase, tot felul de sunete ciudate în diverse locuri de pe pământ. O piramidă ciudată deasupra Moscovei, parcă ar fi o navă din filmul Stargate. Imaginile vorbesc de la sine. O spirală ciudată a apărut pe cerul Norvegiei. Spirala a putut fi observată de mii de persoane din diferite zone ale Norvegiei, aflate la distanțe de sute de kilometri. Oameni din toate colțurile Norvegiei au semnalat apariția unei spirale misterioase pe cer. Aceștia au declarat că au observat o pată luminoasă sub formă de spirală, iar sute de martori oculari au reușit să fotografieze sau chiar să filmeze fenomenul. Să fie totul o mare păcăleală? Poate că este, dar o mulțime de site-uri de știri din Norvegia au scris despre acest fenomen.
Conform NKR, canalul public de televiziune din Norvegia, fenomenul poate avea legătură cu o rachetă lansată de pe un submarin rusesc din Marea Albă. Rușii infirmă orice informație legată de acest lucru. Oricât de greu ar fi de crezut, nu poate fi negat faptul că strania spirală a fost observată și înregistrată de mii de oameni de pe o rază de sute de kilometri, ceea ce înseamnă că fenomenul s-a petrecut la o altitudine foarte mare. Chiar și Phil Plait de la Bed Astronomy a confirmat apariția fenomenului și a explicat că probabil a fost vorba de o rachetă scăpată de sub control. Imaginea din Norvegia seamănă clar cu o proiecție de la sol, pe un plafon de nori sau ceață. Este posibil să fie doar niște teste pregătitoare pentru marele eveniment. Potrivit oamenilor de știință, totul se datorează luminii care se curbează traversând gradientul termic dintr-o dată, interpretând greșit sursa de lumină. Imaginile pe care le vedem provin de fapt din alte locuri. Numai noi suntem obișnuiți de a interpreta lumina în linie dreaptă, de unde confuzia sursei de lumină. Probabil că pentru a testa această ipoteză, ar trebui să știm dacă aceste peisaje nu există în realitate și, în cazul în care da, unde. Toate aceste fenomene ar putea fi încadrate cu destul de multă ușurință în categoria Blue Beam Project. Osho spunea în 1977 că omul a trăit multă vreme în modul în care a trăit, violent și inconștient. Pe la sfârșitul acestui secol este posibil un salt decisiv în timp. Fie omul va pieri în cel de-al treilea război mondial, fie va face un salt și va deveni un om nou. Înainte de a se întâmpla aceasta, este nevoie de un mare Buddha câmp, un câmp în care să putem crea viitorul. Pare tot mai evident că Mesia al zilei de mâine nu este om, nici chiar fiul unui om, ci un câmp de forță spirituală generat de multele ființe umane care au în comun un singur lucru, căutarea de sine în mod individual. Spre deosebire de așramurile și de mănăstirile trecutului, acest câmp este mai puțin un loc, semănând mai mult cu izvorul conștiinței împărtășite, unde energiile mai multor căutători se adună la oaltă, într-o matrice de comuniune tăcută. Misticul Gurdjieff simțea că fiecare căutător este capabil să influențeze 100 de alți căutători, pentru ca fiecare să conecteze 100 de mai mulți căutători la o stare alternativă de înțelegere care susține viața. Revenind la Osho, acesta credea că cea mai mare șansă de salvare a ființelor umane este crearea unei conștiințe colective și molipsitoare, pe care el a denumit-o Arca lui Noe a conștiinței. Urmăriți frontiera, dar puteți revedea și filmul Matrix. Amintiți-vă ce spunea Morpheus. Să-ți spun de ce ești aici, pentru că știi ceva, ceva ce nu-ți poți explica, dar poți simți. Ai simțit-o toată viața, că ceva nu e în regulă cu lumea în care trăim. Nu știi ce anume,
dar este ca oașchi în minte, te nebunești. Acest sentiment te-a dus la mine. Știi la ce mă refer? Matricea. Vrei să știi ce este? Matricea este pretutindeni, este în jurul nostru. Matricea este un sistem neo, iar acest sistem este dușmanul nostru. Ești un sclav, ca oricare altul. Ești născut în sclavie. Încerc să-ți eliberezi mintea neo, dar pot numai să-ți arăt drumul. Tu ești cel care trebuie să meargă pe el.